De parcă nu erau suficiente problemele din România, acum a apărut alta. Este vorba despre prețul asigurărilor auto, care a explodat după falimentul City Insurance. Până și cea mai ieftină variantă de pe piață s-a dublat. Prețurile la asigurările auto au început să crească imediat după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis începerea procedurilor de faliment pentru compania City Insurance. Majoritatea companiilor și-au reașezat prețurile, iar în acest moment nu mai există asigurări ieftine pe piață. Rămas la prețul vechi în zilele de astăzi? Nu cred. Totul e un haos în țara asta română. Totul este haos. Că e asigurări, că e energie, că-s gaze. Totul e, țălarele rămân la limita de jos. Totul e în lanț merg acest. Totul va fi mai rău. Din ce în ce mai rău. Și cu subvenția, unii beneficiază, unii nu. Nu-s toți egali. E o debandadă. Țara lui Papu Răvodă, domnul Șoar. Și a fost la 1800 în Transilvania și în țara românească, ăștia-s fanarioți. Pentru un Peugeot 206 vechi de 15 ani, pentru care proprietarul a plătit 170 de lei pe 13 septembrie 2021, când i-a expirat vechea poliță, tarifele sunt în acest moment mai mult decât duble. Păi a explodat din vari motive. S-au făcut la început prea ieftine, s-au repezit toată lumea la ei și după aia nu fac față cu plățile. Chiar am un dosar de peste 60 de zile. Care trebuia soluționat și văd că nici în ziua de azi, chiar astăzi am sunat la ei la ăla și zice dosarul e dat la plată, dar când s-o plăti, deși în lege zice că sunt maxim 10 zile de la confirmarea plății și așa ar trebui să facă plată. Nici după 60-70 de zile chiar de când am trebuia să primesc banii. Polița RCA unei persoane fizice de 45 de ani era 416 roni la data de 6 septembrie. După majorare, cum ar trebui să plătească pe aceeași poliță suma incredibilă de 891 de lei, adică o creștere de aproximativ 110 lei. Cei mai afectați la buzunar de aceste scumpiri ale polițelor RCA sunt șoferii. Mai trist este faptul că scumpirile nu se vor limita la RCA. Din cauza că s-au dublat polițele, transportatorii amenință cu tarife mai mari, iar asta înseamnă scumpiri în lanț.